E, uite, tocmai despre asta este vorba. Îl întreabă doamna Gabriela pe Antonio. Antonio e supărat? Și el, nu, nu, chiar nu sunt supărat. Am o stare de liniște. Adică omul se simțea bine, era liniștit. Gen, probabil că își luase o pietră de pe inimă. S-o fi gândit, na, ce o să se întâmple și așa mai departe. Și ea îi spune, cum, că te văd amărât așa. Adică a vrut să ducă discuția într acolo încât el să spună că este supărat datorită faptului că nu a intrat Beatrice și că Beatrice nu a intrat pentru că el are o reputație de Don Juan și să aibă grijă ce face la petrecere, să fie cu minte și să fie serios, că probabil se seriozitatea îi lipsește. Din punctul meu de vedere, acolo a vrut să ducă discuția, pentru că omul a spus că este doar liniștit și Dânsa a tot continuat și a continuat încât el să spună, să-l facă pe el să spună că, vezi, doamne, este dezamăgit, supărat, își dă cu fundul de pământ că nu a intrat Beatrice în casă. Mie nu mi se pare ok. Și nici faptul că încerc să-i sugerezi anumite stări sau reacții sau comportament altfel decât ar vrea ea să-l aibă, pentru că până la urmă vorbim despre un reality show. Dacă îi sugerăm omului ce ar trebui să facă ca să fie bine, nu prea e reality. Mă înțelegeți ce spun?